Bună seara tuturor, dragii mei! Mă bucur să ne reîntâlnim din nou și să fim împreună după un timp atât de îndelungat. Nu că n-am vrut ca să îmi transmit, vreau să vă spun că am avut un motiv întemeiat, am să vă arăt mai târziu motivul pentru care nu am putut să transmit și să fiu împreună. Oricum va fi un motiv bine, de bine și de bucurie pentru unii poate nu. În seara aceasta Dumnezeu ne-a hrăzit ca să putem să fim din nou împreună și să putem să mai depânăm din lucrurile Dumnezeu care este nevoie pentru timpurile acestea. Mă bucur că sunteți din nou la străjerul, acolo unde cuvântul Dumnezeu pleacă către casele noastre, către inimile noastre de aici din studio. Mă bucur că Dumnezeu ne-a ținut cu viață și ne-a purtat de grijă pe fiecare dintre noi. Aș vrea, dragii mei, să depărăm câteva lucruri înainte de a intra în mesajul nostru și să discutăm câteva lucruri pe marginea unui subiect care este foarte important. Și vreau să vă spun că în ultimul timp am văzut un anumit lucru ciudat care m-a mișcat și care m-a pus pe gânduri cu privire nu numai la alții și la mine. Cu majoritatea oamenilor care vorbește în timpurile acestea, vreau să vă spun, dragii mei, că cea mai mare grijă a lor, cea mai mare temere a lor, cea mai mare preocupare a lor, o știți care este? Vă spun că nu vă trece prin cap lucrul acesta. Preocuparea cea mai mare a oamenilor este moartea. Pe oameni nu interesează în vremurile acestea cum mor, dacă sunt pregătiți sau nu sunt pregătiți. Oamenii se pregătesc ca în curând, azi mâine, poi mâine să moară. Dar n-am auzit pe oameni să se preocupe de viața lor, de împăcarea cu Dumnezeu, de mântuire și de multe alte lucruri. Oamenii fac orice ca să mai trăiască puțin. Încă puțin, în câteva zile, în câteva ani, în câteva luni, săptămâni, fiecare ceea ce gândește. Și oamenii aceștia care sunt preocupați de moarte, n-am auzit pe unul să zică că trebuie să facă ceva cu privire între el și Dumnezeu. O refacere aceasta cu Dumnezeu. Și zic, de muri mori, văd că ți-e frică, vine ziua morții, vin toate aceste lucruri. Zice, da, dar ceva cu Dumnezeu, dar nu mă interesează. Eu nu-i cer lui Dumnezeu, nu știu ce și nu știu cum, toți suntem datori cu o moarte, într-o bună zi o să murim. Și așa că să trăim cât se poate de bine astăzi. Că nimeni nu mai vine de acolo. Nimeni nu mai este, nimeni. Oamenii cred că merg în rai sau iad. Dar la un moment dat când îi întrebe anumite lucruri, zice, dar n-a fost nimeni pe acolo. Nu știm ce va fi pe acolo. Păi da. Mai devreme spuneați că unii merg în rai și unii în iad, că există raiul, că există iadul. Da, că așa se spune, dar deocamdată nimeni n-a fost acolo ca să vadă. Pe nimeni nu interesează împăcarea cu Dumnezeu, pe nimeni nu interesează rezolvarea păcatului, pe nimeni nu interesează mai mult decât ceea ce au astăzi. Oare să fie și pentru noi lucrul acesta, dragii mei? Oare să fie pentru noi de temut mai mult moartea decât împăcarea cu Dumnezeu? Oare să fie mai de temut moartea decât rezolvarea problemelor? Oare să fie mai de temut moartea decât pierderea vieții veșnice? Înțelegeți noastră? Înțelegeți ce spun în seara aceasta? Și majoritatea creștinilor ale vremurilor acestora am mai mult teamă de moarte decât de păcat. Am mai mult teamă de moarte decât de Dumnezeu. Am mai mult teamă de moarte decât pierderea vieții veșnice. Au teamă de orice, dar nu de ceea ce trebuie.
au teamă de lucrurile pieritoare și trecătoare, dar nu de lucrurile veșnice pe care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră pentru vremurile acestea, dragii mei. Haideți să ne rugăm în seara aceasta ca să putem să procedem la ceea ce Dumnezeu ne va oferi în seara aceasta. Mă voi pleca pe genunchi și ne vom ruga și pentru lista noastră de rugăciune și pentru proiectul nostru. Vă rog să mă însoțiți în rugăciune, dragii mei. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta să-ți mulțumim din toată inima că după un timp destul de îndelungat ne-am întâlnit din nou datorită Ție, fiindcă Tu ne-ai dăruit viața care este scumpă înaintea Ta. Ai milă de noi, Dumnezeule, iartă-ne de tot ce Te-am întristat, curățește-ne și pală-ne prin sânge și mete de un sus. Schimbă viața noastră, fă-ne să fim credincioși și să Te slujim cu toată inima. Depărtează păcatul de la noi și dă-ne haina cea nouă, haina mântuirii și neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Te rugăm din toată inima să ne trezești, să ne faci conștienți pentru vremurile acestea. Ajută să luăm hotărâri definitive pentru viața veșnică, ajută să ne formăm caracterul prin Duhul Sfânt și prin meritele Domnului Iisus Hristos, asemenea Domnului nostru. Te rugăm pentru lista de rugăciune, este nevoie să intervii în viața fiecărui suflet, cu vindecare, cu tot ceea ce are nevoie după voia Ta pentru mântuirea și salvarea Lui. Te rugăm pentru proiectul nostru, ca Tu să lucrezi în mod minunat, ca să putem să lucrăm la deprinire, să vindeți cuvântul Tău și Duhul Tău să fie prezent cu noi în toate. În numele Domnului Iisus și în puterea Duhului Iisus să accept acestea. Amin. Dragul meu, slăvit să fie Dumnezeu pentru toate aceste lucruri, binecuvântat să fie numele Său, căci Dumnezeu este plin de îndurare pentru noi oamenii, pentru vremurile acestea. Dragii mei, săptămâna aceasta n-am putut să fiu cu dumneavoastră pentru că, dintr-un anume motiv, am fost plecat undeva. Haideți să vă arăt și dumneavoastră și apoi eu să vă explic de ce nu am putut să fiu cu dumneavoastră. Aici suntem în misiune la Craiova, împărțim cărțile, se face o lucrare misionară împreună cu frații. Vă invităm și pe dumneavoastră ca să ne însoțiți la următoarea ieșire. Ce carte împărați față, frate, aici? Cum se cheamă cartea? Sigilul lui Dumnezeu și semnul fiarei. Sigilul lui Dumnezeu și semnul fiarei. E o carte foarte bună, nu? Da, cum sunt. Da. Dar n-am adus. De când m-am luat și Biblia, câteva. Deci, dacă putem în contactul ăsta care s-a stabilit cu ei, a rămas aici un spaniol și un portughez. Deci, dragii mei, motivul pentru care n-am putut să fiu cu dumneavoastră, am fost plecat în misiune. Ne-am mobilizat câțiva frați, am format o echipă. Vreau să vă spun că și săptămâna aceasta vom fi plecați. Începând din nou anume zi, nu vrem să mai facem cunoscut înainte nimica, fiindcă sunt probleme de fiecare dată când facem cunoscut, când plecăm, unde plecăm și așa mai departe. Pentru sabatul trecut și săptămâna trecută am fost plecat la Craiova. A trebuit să o luăm din casă în casă, din apartament în apartament. Ne-am mobilizat o echipă destul de bună, s-au împărțit mii de cărți, s-a stat de vorbă cu oamenii, s-au împărțit Biblii și multe alte lucruri. Domnul să binecuvânteze această lucrare, rugați-vă pentru lucrarea aceasta. Vreau să vă spun că și săptămâna aceasta vom face lucrare, vom face descindere în câmpul misionar în fiecare oraș din țara aceasta. Am întâlnit oameni care se bucură foarte mult pentru lucrarea lui Dumnezeu, am întâlnit oameni care așteaptă cu nerăbdare. O experiență scurtă pe care vreau să vă spun. O doamnă stătea la un moment dat pe o băncuță, era puțin tristă, surorile noastre au intervenit, au stat de vorbă cu dânsa, i-au explicat despre cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat dânsa zice
Dragile mele, vă mulțumesc din toată inima, Dumnezeu v-a trimis. Eu trebuia să plec în altă parte, dar ceva m-a oprit să rămân pe banca aceasta. Dânsa avea probleme cu copilul, avea anumite motive și a zis că vrea să citească și ea Sfânta Scriptură, dar nu are. Și surorile i-au oferit o Sfântă Scriptură, apoi și-au schimbat numele de telefon ca să rămână în continuare. O singură experiență. V-am spus care este. Domnul este bun. Vreau să vă spun că a fost foarte minunat, a fost cald, a fost foarte cald, ne-am copt, uitați-vă că sunt copt, sunt prăjit, dar bucuria a fost foarte mare. Vom avea din nou o descindere, data viitoare vă voi spune unde ne vom duce și o să vă aduc după teren din nou imagini și video pentru următoarea ieșire misionară. Vreau să vă spun că hotărârea pe care o avem este ca cel puțin 2 zile sau 3 zile pe săptămână să ieșim, dragii mei. De ce vă spun lucrul acesta? Fiindcă timpul este scurt, se fac pregătiri. Vorbeam cu cineva în Germania. Noile se dau pentru înțepătură din nou, noile se dau pentru constrângere. Am fost zilele acestea, am rămas surprins la Ușan în Craiova și ce credeți dumneavoastră că am văzut acolo? Fiindcă pe la noi, pe aici, prin zonă, nu s-au făcut aceste lucruri, se pregătesc pentru marile orașe. Și vreau să vă spun că acolo am văzut linii pentru card și bani fizici, pentru ca fiecare să plătească. Vânzătoarele nu mai erau, era decât una care ajuta pe șpicolo. Deci se vede destul de clar, cu ochiul liber, că se fac pregătiri pentru scoaterea banilor, cu pregătirea cardurilor, dar noi nu ne dăm. Ce spunea cineva, dar nu se scot bani. Dar nu e nicio problemă, vedeți-vă de treburile voastre. Deci toate magazinele se pregătesc, în primul rând, în orașe cele mari, pentru pregătirea scoaterilor banichizi, pentru supunere. Într-o bună zi o să spună, astăzi plătești și cu bani, și cu cardul, cu banul fizic, cu cardul. Mâine o să spună că nu o să mai meargă banul fizic, la un moment dat vei rămâne decât cu cardul, apoi la un moment dat când nu te vei supune, ți se va spune că nu mai poți să plătești cu absolut nimic. Timpul este aproape, dragii mei. Uitați-vă vremea cum se schimbă, uitați-vă cum toate merg. În timpul acesta este frig, azi noapte, azi dimineață și nopțile acestea se îngheț de frig în luna aceasta. În părțile țării au rupt casele, au rupt peste tot, toată țara, tot pământul este devastat într-un fel sau altul. Noi vedem lucruri doar care se întâmplă în țara noastră, dar se întâmplă pe tot pământul. Oamenii pierd, lucrurile se distrug, toate lucrurile merg într-o direcție, către criza finală, către... Va veni strâmtorare, va veni foamete, va veni nenorocire. Oamenii coboară în locuința morților și noi stăm, dragii mei. Stăm că stăm bine. Stăm foarte bine. Nu ne trebuie nimic, nu ducem lipsă de nimic, încă avem ce mânca, dar nu ne gândim la sufletele care pierd, la suflete care coboară în locuința morților. Dumnezeu te cheamă să te ridici astăzi. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne facem datoria. Avem o obligație în care vom răspunde cu viața noastră pentru viața semenilor noștri. Dumnezeu ne-a pus păzitori ai semenilor noștri ca să le ducem vestea bună, dragii mei. De ce vă spun lucrul acesta? Proiectul nostru pentru tipărirea cărților, Calea către Hristos, Evenimentele Finale și Daniel și Apocalipsa rămâne deschis. Este nevoie de cărți pe teren. Avem nevoie, dragii mei. Vreau să vă spun că la Străjerul nu mai sunt cărți deloc, dar mulțumim fratelui care s-a asociat cu noi pentru lucrare, se cheamă fratele Buciuman. A spus dânsul, nici noi nu mai avem, dar a avut pus deoparte cărți pentru misiune și el încă mai are pentru ca să facem cel puțin o lună de zile și apoi toate vor înceta. Vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat săptămâna aceasta pentru a dărui pentru cartea, pentru cărțile acestea, pentru proiectul acesta și îndemn pe toți aceia care vor să se implice în lucrare, avem nevoie pe teren, dragii mei. Vreau să vă spun că pentru săptămâna aceasta avem mobilizată și o biserică la care vă voi spune la vremea potrivită, v-am spus că mai devreme nu o să mai dăm nimica, fiindcă sunt probleme pe teren. Și mulțumesc Lui Dumnezeu că am făcut apel la o biserică care au răspuns pozitiv. Puține biserici fac lucrul acesta, fiindcă la multe s-a apelat că nu se putea, nu avea unde să se doarmă, nu avea unde să se stea. Și prezbiterii de la anumite comunități au spus, da, o să vă răspundem și cum răspunde mortul de la cimitir, așa au răspuns și ei.
Deci absolut nimic, dragii mei. Dar o biserică a răspuns cu plăcere, i-a găzduit pe frați, au dormit și noi am fost găzduiți și am putut să lucrăm pentru Dumnezeu. Am zis că nu numai să stau aici să predic cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ieșim pe teren, pe teren, acolo unde sufletele, și aici este mare nevoie, fiindcă foarte mulți s-au întors la Dumnezeu, unii au cerut să se boteze, chiar și pe TikTok 4 persoane, acum o lună de zile în urmă au spus, fratele Iure, vrem să ne botezăm, slăvit să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta, dar trebuie să mergem din ușă în ușă, din casă în casă, pe cât avem libertatea pentru a face ceva, dragii mei. Înțelegeți dumneavoastră? Toți cei care doriți și vreți să vă implicați, dacă nu puteți, haideți să cumpărăm cărți. Haideți să participăm cu toți. Aveți numărul meu de telefon pe ecran, mă puteți contacta și haideți să tipărim, dragii mei, cât încă se mai poate, cât încă mai este posibilitatea, când Dumnezeu ne mai oferă șansa pentru ca să putem să lucrăm. Deci avem nevoie de foarte multă literatură. Vreau să vă spun, am pus și în cutiile poștale cărțile care au fost mai mici, broșurile acestea, am dat și la oameni, s-au cumpărat și Biblii bune, care am putut să le oferim oamenilor și așa mai departe. Dumnezeu să binecuvânteze această lucrare și pe toți cei care doresc să se implice în lucrarea Dumnezeu. Haideți, dragii mei, în seara aceasta să procedem la mesajul pe care Dumnezeu ni l-a pus la dispoziție pentru a vedea care este planul Dumnezeu. Prezentarea pe care o aduc în seara aceasta înaintea dumneavoastră este păstorii care dorm predică unui popor care doarme. Vreau să vă spun că în vremurile acestea toți dorm. De multe ori aruncăm vina doar pe păstori, dar problema este că cum este păstorul, așa este și turma. Păstorul doarme, poporul doarme. Pe păstor nu-l interesează absolut nimica, dar nici pe popor nu-l interesează absolut nimica. Dumnezeu face o trezire personală. Dumnezeu cere fiecărui om să se trezească și să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Noi am venit la Hristos, Domnul nostru, nu am venit la păstori. Pe noi nu ne mântuie biserica, ci ne mântuie prin biserică Hristos. Noi trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu și să facem tot ceea ce ține de noi pentru vremurile acestea. Dacă noi nu ne vom trezi astăzi, cât încă mai este vreme, vreau să vă spun, dragii mei, că dacă nu ne vom trezi astăzi când Dumnezeu ne cheamă, va veni vremea când vom dormi pe vecie. Va veni vremea când nu vom mai putea să facem absolut nimic. Astăzi este momentul ca fiecare dintre noi să ne trezim, să lucrăm, să lucrăm cu spor, fiindcă noi trebuie să răscumpărăm vremea. Noi trebuie să facem ceea ce ține de noi și de restul se va ocupa Dumnezeu. Haideți, dragii mei, să desfacem Sfintele Scripturi, să vedem ce spune Dumnezeu. Deschideți împreună cu mine Sfintele Scripturi la Ieremia, capitolul 2, versetul 8 cu 9. Și spune așa: preoții n-au întrebat unde este Domnul, păzitorul legii. Păzitorii legii nu m-au cunoscut, păstorii sufletești mi-au fost necredincioși, prorocii au prorocit prin bal și au alergat după cei ce nu sunt de nici un ajutor. Auziți ce spune Dumnezeu? Că nimeni n-a întrebat, nimeni n-a căutat. Oamenii fac prorocii prin alte metode, ci nu prin Dumnezeu. Ci cuvântul lui Dumnezeu spune, nici preotul, nici păzitorii legii, nici păstorii sufletești, nici prorocii, absolut nimeni nu mai interesează de Dumnezeu. Toți au prorocit, toți au lucrat prin bal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. Adică cuvântul lui Dumnezeu vrea să spună și cei mari dorm și cei mici dorm în vremurile când ar trebui să fim treji. De aceea mă voi certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Dacă voi dormiți, și copiii voștri și copiii copiilor voștri vor dormi și Domnul se va certa cu ei, spune. Ieremia 10:21 spune: păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul, pentru aceea n-au propășit și se risipesc toate turmele. Din ce cauză se risipește turma lui Dumnezeu? Din ce cauză se destramă biserica lui Dumnezeu? Din ce cauză se micșorează biserica lui Dumnezeu? De ce nu mai crește la număr? De ce nu se mai botează? Fiindcă toți dorm!
Toți au alte scopuri, dar spiritual toți dorm, chiar dacă fizic ei sunt treji. Păstorii s-au prostit și n-au căutat pe Domnul, pentru aceasta nu au prăpășit. Vai de păstorii care nimicesc și lipsipesc turma pășunii mele, zice Domnul. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel împotriva păstorilor, care pas pe poporul meu, pentru că mi-ați risipit oile, pentru că mi le-ați izgonit și nu v-ați îngrijit de ele. Iată, vă voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre, zice Domnul Dumnezeu. Auziți și dumneavoastră? Poporul doarme zlei de puteri, fiindcă nu a fost hrănit, fiindcă nu a fost îngrijit, fiindcă nu a fost pregătit. Și Domnul spune că pe păstorii aceștia îi va pedepsi din pricina răutății lor, zice Domnul. Poporul meu era o turmă, spune Dumnezeu în Ieremia 50:6, o turmă de oi, dar oi pierdute. Și păstorii lor îi rătăceau, îi făceau să cutreiere munții, treceau de pe munți pe dealuri uitându-și staulul. Fiecare aleargă în stânga, în dreapta, cutreieră munții, cutreieră pământul, dar uită staulul lui Dumnezeu. Turma lui Dumnezeu este pierdută, este împrăștiată, este rătăcită pentru vremurile acestea. Și Dumnezeu spune mai departe, fiul omului prorocește împotriva păstorilor sufletești ai lui Israel din timpurile noastre. Prorocește și spune lor păstorilor, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma, se pune semnul întrebării. Pe viața mea, zice Domnul Ezechia 34:11, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns de jaf și sunt pradă tuturor fiarelor câmpului din lipsă de păstori, pentru că păstorii n-au nicio grijă de oile mele, ci se pasc numai pe ei înșiși și nu pasc oile mele. Auziți ce spune Dumnezeu? Că păstorii au ajuns să se pască pe ei, să le meargă bine, să se simtă bine, nu interesează de suflete, interesează de câștig, interesează de orice, dar nu numai de suflete oamenilor, nu. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, păstorilor ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necat pe păstori, îmi voi lua înapoi oile din mâna lor, nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le va mai sluji ca hrană. Auziți ce spune Dumnezeu? Că oile din vremurile acestea, membrii bisericilor, sunt în gura lor, adică ei sunt folosiți ca hrană, adică ei sunt folosiți pe bază de câștig. Sunt folosiți pentru a câștiga ca să trăiască. Și zice Domnul, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată mă voi îngriji eu însuși de oile mele și le voi cerceta în timp ce păstorii tăi dorm și viței tăi se odihnesc, poporul tău este risipit pe munți și nimeni nu-l mai strânge. Păstorii scos strigăte de jale căci li s-a nimicit fala, puii de lei mugesc căci deșisul Iordanului este nimicit. Deci, dragii mei, Dumnezeu în seara aceasta face un apel, eu nu fac o judecată, un apel din partea lui Dumnezeu, te duci prin biserici, te duci în stânga, te duci în dreapta, oamenii dorm. Dorm și dorm, nu mai e cuvânt, nu mai e putere, nu mai e nimic. Stăteam de vorbă cu un frate, de curând, un frate prezbiter, fiindcă programele care erau din biserica respectivă, seara psalmilor, de ce pleacă tinerii din biserică, programe muzicale pentru de rugăciune, zic oameni buni, unde este cuvântul lui Dumnezeu? Unde este cuvântul lui Dumnezeu? Voi faceți programe, de ce pleacă tinerii din biserică? Tinerii pleacă din biserică fiindcă nu li se permit, sunt restrâns, sunt
de multe ori îngrădiți sau... Și am spus, nu, tinerii pleacă din biserică, fiindcă noi dormim, conducătorii dorm, noi dormim, cuvânt nu mai este, putere nu mai este, Duh Sfânt nu mai este, Dumnezeu nu mai este în comunitățile noastre, Dumnezeu este jefuit de dreptul, de puterea și de autoritatea pe care ar trebui să aibă și este izgonit afară. Și spuneam fratelui prezbiter așa, săptămâna aceasta și spuneam, dacă Dumnezeu ar îngădui să pot să fac lucrul acesta, eu singur aș închide toate bisericile, format grupe de rugăciune și tot să meargă în câmp la lucru. Și zice, cum frate Livule, chiar așa? Dar zic, uite că Dumnezeu nu îngăduie să se închidă bisericile. Și știți de ce? Ca să se dea pe față răutatea noastră, să se dea pe față nepăsarea noastră, să se dea pe față indiferența noastră, să se dea pe față cât de lași suntem. Una spunem, alta facem. Să se dea pe față fățărnicia, să se dea pe față că nu avem nimic în comun cu Dumnezeu, chiar dacă am fost botezați, chiar dacă suntem membri ai bisericii, chiar dacă facem parte din rândurile poporului Dumnezeu. Să se vadă răutatea și starea inimii noastre, să se vadă alergarea căilor noastre în ce direcție merge. Și mulți, dragii mei, suferă imediat greaua pedeapsă pentru faptele lor rele și sunt adormiți față de rezultatul umbrării lor. Fiindcă cel ce studiază în mod serios starea lumii doar în lumina Bibliei și a Spiritului profetic, nu poate în vremurile acestea să nu se convingă că am ajuns la punctul hotărât al istoriei bisericii și al lumii acesteia. Dumnezeu trage un semnal de alarmă că noi trăim clipa când Dumnezeu își prelungește mila încă puțină vreme pentru noi, ca să ne trezim și să ne facem datoria față de semenii noștri și față de poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu trage un semnal de alarmă că în îndelunga sa răbdare El dorește ca niciunul dintre noi să nu piară. El face o supremă încercare pentru a ne trezi pe noi ca popor, pentru a ne smulge din ruina care ne amenință pe zi ce trece. Dragii mei, ne pândește primejdia de a rămâne adormiți și mulțumiți și de a lăsa să treacă momentul potrivit pe lângă noi. Se trage în vremurile acestea un semnal de alarmă că noi stăm pe marginea lumii veșnice. Noi suntem în posesia unor adevăruri atât de solemne. Noi avem o lumină atât de mare și o lucrare atât de importantă de făcut. Noi trebuie să dublăm silința noastră în toate clipele și în toate momentele vieții noastre. Vreau să vă spun, dragii mei, că cu o tristețe de nespus, Domnul Iisus vrea să ne trezească, vrea să-i trezească pe toți aceia care sunt adormiți. El adresează întrebarea nouă în seara aceasta și spune, nu puteți să mă ajutați nici o vreme măcar de un ceas? Sunteți așa de durni să o faceți, dar și așa de slabi? El ne pune întrebarea în seara aceasta și mie și ție, ucenicilor la vremea sfârșitului vieții Domnului Iisus Hristos și a lucrării pe pământ, zice, nici măcar un ceas nu m-ați putut ajuta? Nici măcar un ceas n-ați putut vegea în rugăciune? Nici măcar un ceas n-ați putut să mă susțineți? Și nouă ne pune întrebarea aceasta și spune, nu mă puteți ajuta nici vreme de un ceas? Trebuie să căutăm, dragii mei, în vremurile acestea să experimentăm. Trebuie să trăim practic lucrurile lui Dumnezeu. Nu avem nicio clipă de pierdut, fiindcă în jurul nostru se petrec evenimente importante, evenimente pline de semnificații. Ne aflăm pe terenul vrăjit al lui Satana. Dumnezeu zice, nu dormi santinele ale lui Dumnezeu. De ce santinelele lui Dumnezeu dorm? De ce noi dormim? Dușmanul pândește în apropiere, dușmanul așteaptă și noi stăm, lenevim, dormim ca să ne putem
duce viața oricum pe pământul acesta, dar Satana așteaptă să ne vadă lenevin, să ne vadă dormin, ca să se poată arunca asupra noastră și să ne doboare ca o pradă sigură pentru el. Dumnezeu spune că dacă nu vă ridicați să faceți lucrul acesta, sunteți înșelați în privința adevăratei voastre stări în fața lui Dumnezeu. De multe ori ajungem să ne felicităm pentru faptele rele pe care noi nu le facem. Dar felicitându-ne că nu le facem, ne uităm datoria, uităm de faptele bune care trebuie să fie pline de compasiune pe care Dumnezeu le cere de la mine și de la tine. Pe care noi de multă vreme am neglijat și neglijăm să le facem. Nu este de ajuns, dragul meu, să fim doar pomi în grădina lui Dumnezeu. Noi trebuie să aducem roade, noi trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri. Sunt mulți care sunt liniștiți în vremurile acestea, care sunt ca și cum ar fi adormiți. Și dacă stai de vorbă cu ei și întrebi, ei spun, dacă profeția a prezis. A prezis mai dinainte impunerea legilor, impunerea decretelor, cu siguranță că ele vor veni. Ei spun că vom ajunge în situația aceasta și ajung la concluzia, ei rămân păsători, rămân calmi în așteptarea tuturor evenimentelor, ei se mângâie singuri cu gândul că Dumnezeu va proteja pe poporul său în ziua de necaz. Nu contează, noi nu facem fapte rele, noi ne lăudăm, dar uităm și pierdem din vedere să ne îndeplinim datoria față de Dumnezeu și de semeni. Dar Dumnezeu, dragii mei, spune în cartea Criza la pagina 29, dar Dumnezeu nu ne va salva pe noi dacă nu depunem niciun efort pentru a face o lucrare ce ne-a fost încredințată nouă personal. Și vreau să vă citesc ceva, dragii mei, din cartea Dieta și Hrană, și spune așa: voi și copiii voștri sunteți corupți. Satan a obținut stăpânirea asupra voastră. El a intrat fără să țină seamă de voi, în timp ce voi, care sunteți ca Dumnezeu pentru copiii voștri, pentru ei, în ce privește păzirea lor, sunteți liniștiți, amorțiți și adormiți. Dumnezeu v-a poruncit să creșteți voi și pe copiii voștri în frică și în educație de Dumnezeu. Dar Satan a intrat pe fir înaintea voastră și a cesut în jurul vostru legături puternice și totuși continuați să dormiți. Fie ca cerul să aibă milă de voi și de copiii voștri, pentru ca fiecare dintre voi aveți nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Citat încheiat. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că noi și copiii noștri suntem înșelați. Din ce cauză? Fiindcă suntem amorțiți, suntem adormiți și suntem înșelați. Fiindcă unii nu au căutat niciodată să facă sacrificii pentru cauza lui Dumnezeu. Și datorită acestor lucruri ei sunt adormiți cu privire la ceea ce cere Dumnezeu de la ei. Unii dintre cei mai săraci vor avea de dus o luptă foarte grea pentru a refuza aceste lucruri. Fiindcă acest sacrificiu individual este cerut, dragii mei, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu suferă datorită lipsei mijloacelor. Dar fiecare inimă va fi pusă la încercare. Fiecare caracter se va dezvolta. Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să acționeze din principiul. Principiul viu, el trebuie să fie pus în aplicare, în viața de zi cu zi. Domnul Hristos trebuie pus în aplicare în viața noastră. Domnul Hristos trimite mereu solii celor care caută să-i audă glasul ca să se trezească. Fiindcă în vremurile acestea păstorii dorm și poporul doarme. Păstorii care dorm predică unui popor adormit. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că el trimite mereu solii celor care caută să-l audă.
fiindcă va veni momentul când în noaptea agoniei acestui pământ membrii sunt adormiți, ei nu vor să audă glasul lui Dumnezeu. Ei au un veșmânt care este vag al prezenței îngerilor și au pierdut puterea și slava priveliștii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dragii mei, că din pricina toropelii, din pricina nemișcării noastre, noi nu am putut primi dovada care ne-ar fi întărit sufletele pentru scenele îngrozitoare la care avem să fim martori în curând pe pământul acesta. Adesea, de multe ori, se întâmplă că oamenii care au cea mai mare nevoie de învățătură divină nu reușesc să o primească pentru că nu stabilesc o relație personală cu cerul. Pentru că străjerii dorm și cuvântul lui Dumnezeu pune o întrebare în seara aceasta străjerilor adormiți. Cât mai este din noapte, străjerule? Știți voi cât este ceasul la vremurile acestea? Nu mai simțiți voi nicio răspundere pentru a da semnalul de primejde și de a vesti Evanghelia și avertizările pentru timpul acesta? De ce nu mai simțiți voi aceea răspundere? Coborâți de pe zidurile Sionului, căci Dumnezeu nu vă va încredința lumina pe care dorește să vă ofere. Dacă stați pe zidurile Sionului, treziți-vă, spune Dumnezeu, dacă nu coborâți, căci Dumnezeu nu vă va încredința o altă lumină, fiindcă lumina este dată numai acelora care o vor reflecta asupra altora. Cuvântul lui Dumnezeu spune că suntem adormiți. După câte se pare în ce privește lucrarea, ce poate să fie îndeplinită prin punerea în circulație a literaturii bine pregătite, fie ca acum, Dumnezeu ne îndeamnă să folosim înțelept publicațiile noastre periodice și a cărților, să predicăm cuvântul cu efort hotărât pentru ca lumea să poată să înțeleagă solia pe care Domnul Hristos ne-a dat-o și pe care i-a dat-o lui Ioan pe insula Patmos. Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, să ne trezim. Oricând ar veni ea, ziua Domnului va veni. Va veni pe aneșteptate, este asupra, este aproape și ea va veni asupra celor nelegiuiți. În timp ce viața își va urma cursul ei neschimbat pe pământul acesta, iar oamenii vor fi absorbiți de plăceri, de afaceri, de comerț, de câștig, de averi, în timp ce conducătorii religioși vor preamări progresul și binefacerile descoperirilor omenești, și oamenii vor fi adormiți în continuare în iluzia unei false securități. Și Dumnezeu trage un semnal de alarmă și spune că așa cum hoțul de la miezul nopții se strecoară într-o locuință nepăzită, tot așa o prăpădenie neașteptată va veni asupra celor care dorm, asupra celor care nu au griji, asupra celor care trăiesc în nelegiuire și cu niciun chip nu va fi scăpare. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ei sunt sinceri, ei sunt zeloși, dar obosesc din pricina efortului îndelungat, a morții zilnice și a hărțuirilor neîntrerupte. Fiindcă indolența pare că se invită, iar moartea față de ei o ajunge ceva respingător și noi ajungem să ne închidem ochii noștri adormiți și cădem sub puterea ispitei în loc de a ține piept. Puțin câte puțin, dragii mei, Satana a pregătit calea pentru această mare capodoperă, pentru ca să amăgească, dragii mei, să aducă amăgirile lui în dezvoltarea spiritismului. Încă nu s-a atins realizarea deplină a planului Satana, dar și-o va atinge în ultima perioadă de timp rămas, iar lumea aceasta toată este atrasă de partea înșelătoriei lui. Am văzut zilele acestea că se ridică tot felul de oameni, se fac redeșteptări moderne și false. Am văzut că nu știu ce s-a întâmplat, nu știu unde, s-au botezat cu miile. Acum am văzut că Biserica Catolică a oferit tinerilor și celor care s-au adunat nu știu în ce loc, înainte de a începe Papa să țină prezentarea, muzică și dansau în răsăritul soarelui înaintea soarelui. Vă dați, dragii mei, seama? Oamenii mor, oamenii pierd,
Oamenii aleargă într-un fel sau altul și străjerii și poporul lui Dumnezeu doarme în vremurile acestea. Încă nu și-a atins realizarea de plină plană lui, dar și-o va atinge în ultima perioadă de timp. Care a mai rămas? Iar lumea va fi atrasă de partea înșelătoriei lui. Oamenii se lasă repede adormiți, se lasă legănați într-o siguranță falsă pentru a nu se trezi decât la revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Un adevăr îmblânzit nu poate să convertească inima. Păstorii care dorm predică unui popor care doarme că în momentul în care se prezintă un adevăr îmblânzit, cuvântul lui Dumnezeu spune că se repetă simpla teorie, fără a fi personal mișcați de ea oamenii. Păstorii nu-i pot converti niciodată pe oameni, chiar dacă ar trăi cât Noe. Spune că eforturile lor ar fi în van. Dragostea lor pentru suflete trebuie să fie intensă, iar zelul trebuie să fie înflăcărat. O manieră apatică, dragii mei, și insensibilă de prezentare a adevărului nu-l va trezi pe niciunul și nu-i va trezi niciodată pe oameni din somnul lor de moarte. Prin felul lor de a fi, prin cuvinte și fapte, prin predici și rugăciuni, ei trebuie să-și arate credința în Hristos că este chiar la ușă și este gata să vină. Fiindcă oamenii se găsesc în ultimile ceasuri de hotar și totuși sunt lipsiți de orice grijă, sunt indiferenți, iar păstorii nu au puterea să-i trezească pentru că ei înșiși sunt adormiți. Fiindcă păstorii care dorm predică unui popor care doarme. Unii, dragii mei, sunt aproape adormiți. Și asta într-o manieră așa de mare măsură încât nu conștientizează ce înseamnă cu adevărat lucrarea unui slujitor al Evangheliei. Oamenii sunt adormiți în păcatele lor și trebuie să fie treziți înainte ca să se poată debranșa de la această letargie. Păstorii le-au predicat lucruri ușoare și se predică de multă vreme în bisericile noastre lucruri ușoare. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în volumul 1, Mărturii 249, că însă slujitorii lui Dumnezeu care au adevăruri sacre, vitale, trebuie să strige tare și să nu cruțe, pentru ca adevărul să poată să smulgă veșmântul de siguranță și să găsească drumul spre inima oamenilor. Fiindcă mărturia directă care ar trebui să fie dată oamenilor din biserică a fost evitată de multă vreme de către păstori. Sămânța adevărului a fost semănată printre spini și a fost înăbușită de aceștia. La unii trăsăturile rele au înflorit, iar harul divin s-a spulberat. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să aducă în aceste vremuri să aducă o mărturie pătrunzătoare care să străpungă inima firească. Scuzați-mă, și să dezvolte un caracter pentru Dumnezeu. Când studiez Sfintele Scripturi, dragii mei, și mă uit la starea poporului lui Dumnezeu, sunt alarmat pentru starea Ierusalimului lui Dumnezeu din aceste timpuri de pe urmă. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu sunt alarmat. Fiindcă ei nu sunt îndemnați să fugă de idolatrie, mă tem că sunt adormiți și se conformează atât de mult lumii încât le este greu ca să discearnă cine îi slujește lui Dumnezeu și cine nu îi slujește. Sunt preocupat de multe ori că distanța dintre Domnul Hristos și poporul său se mărește, dar se micșorează între aceasta și lumea aceasta. Sunt preocupat că semnele de distinție între popor care pretinde că este a lui Dumnezeu și lume aproape că a dispărut. Ca și Israelul din vechime, ei ajung să urmeze urăciunile popoarelor din jurul lor. Și Dumnezeu spune, voi sunteți adormiți. Oare fulgerul și sunetul de pe Sinai are să trezească oare biserica aceasta a lui Dumnezeu din vremurile acestea?
Vă vor trezi ele pe voi, tați și mame, spre a începe lucrarea de reformă în casele voastre? Trebuie să căutați, să vă educați și să vă treziți. Ca să vă educați pe voi și pe copiii voștri, trebuie să instruiți pe copiii voștri cum să se ferească de viciile și corupția acestui veac. Chiar bărbații care stau în posturile de răspundere inima lucrării sunt adormiți, fiindcă Satana i-a paralizat, pentru că planurile și înșelăciunile lui să nu poată fi întrezărite, în timp ce el este activ spre a prinde în cursă, a înșela și a nimici. Unii dintre cei care ocupă postul de străjeri, spre a avertiza poporul de pericolul în care se află, au renunțat la veghere și înclină spre comoditate. Și Dumnezeu spune că ei au ajuns să fie santinele necredincioase. Aceștia rămân inactivi în timp ce vrăjmașul cel viclean intră în fortăreață și lucrează cu succes în domeniul lor spre a dărâma ceea ce Dumnezeu a poruncit să fie clădit. În timp ce Dumnezeu și îngerii sunt la lucru pentru a impresiona inimile, slujitorii lui Hristos par să fie adormiți. În Mărturii, volumul 3, pagina 202, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: numai puțin lucrează cot la cot cu trimeșii cerești. Puțini sunt care își dau seama de adevărata stare de lucruri. Toți cei care sunt adormiți și care nu pot vedea vreo utilitate în faptul de a vedea și a de a fi în stare de alarmă, vor fi biruiți. Dumnezeu cere, dragii mei, o promptă și indiscutabilă ascultare de legea lui Dumnezeu. Dar oamenii sunt adormiți sau paralizați prin înșelăciunile lui Satana, care sugerează scuze, care sugerează subterfugii și biruințe, și biruiește scrupurile lor. Ei spun acum la fel cum era pe vremuri, că ei nu sunt păzitorii fraților lor. Și ei ascultă glasul lui Satana, la fel cum i-a spus Evei în grădina Edenului: hotărâ că nu veți muri, dormiți liniștiți, stați liniștiți, nu-i nicio problemă, că voi nu faceți rele, dar nu faceți lucrarea lui Dumnezeu. Stați liniștiți că nu veți muri. Neascultarea, dragii mei, nu numai că împietrește inima și conștiința celui vinovat, ci tinde să corupă și credința altora. Uitați-vă de la ceva vreme încoace, când tu nu asculți de Dumnezeu, când inima se împietrește și conștiința a noastră ca oameni vinovați, se întâmplă ca să fie multă corupție în biserici. Dar mulți care sunt angajați în sfânta lucrare a lui Dumnezeu sunt paralizați de înșelăciunile lui Satana. Ei sunt adormiți pe terenul acesta fermecat. Trec luni și zile și ei rămân nepăsători, rămân indiferenți, ca și când n-ar exista Dumnezeu, ca și când n-ar fi niciun viitor, nici cer, nici pedeapsă pentru neglijarea datoriei sau evitarea răspunderilor lor. Dar se apropie, dragul meu ascultător, repede ziua, când cazul fiecăruia dintre noi va fi hotărât după faptele noastre. Mulți au un raport grozav de pătat în registrul cerului, fiindcă influența lor în afara amvonului liniștește, adoarme conștiința păcătosului și face ca lucrarea slujitorului Evangheliei să fie desconsiderată. Ei înșiși sunt adormiți chiar în pragul veșniciei veșnice. Și știți ce spune Dumnezeu în Mărturii, volumul 5, la pagina 190? Și zice așa: sângele sufletelor este pe hainele voastre, celor care dormiți în pragul vieții veșnice. Lumea doarme și ca paznicii ei, noi ar trebui să batem clopotul avertizării pentru a-i trezi pe cei adormiți și a-i face să-și dea seama de primejdea în care se găsesc. Noi trebuie să batem clopotul avertizării în mijlocul poporului, ca poporul să se trezească și să bată clopotul de avertizare pentru lumea aceasta, pentru primejdiile care au să vină. Bisericile nu-și dau seama de timpul cercetărilor. Suntem noi ca popor adormiți, se pune întrebarea.
Unii din poporul lui Dumnezeu sunt adormiți ca într-o stare de letargie și numai pe jumătate trăiești. Dar ei nu-și dau seama de timpul pe care îl trăim și că omul cu mătura a intrat și unii sunt în primejdia de a fi măturați, de a fi înlăturați. Să fim noi în timpul acestea adormiți și nepăsători în timp ce se face tot ce este cu putință pentru salvarea noastră. Să nu vedem noi astăzi că tot cerul este interesat de noi? Oare n-ar trebui noi să fim astăzi treji pentru a-L onora, pentru a-L slăvi și a-L adora peste măsură de înălțat pe Dumnezeul nostru? Dragii mei, păstorii care dorm predică unui popor care doarme. Eu știu că păstorii nu-ți fac datoria pentru vremurile acestea, dar tu îți faci datoria. În vremurile acestea, dormi? Ești nepăsător? Ești neglijent? Ești pregătit să te trezești? Ești pregătit să te ridici și să bași clopotul de avertizare pentru frații tăi din biserică și pentru lumea aceasta, pentru ce are ce să vină? Vă uitați ce vine pe pământul acesta. Vă uitați că strâmtorarea bate la ușe. Vă uitați că foametea bate pe pământul acesta, este la ușa lumii noastre. Vă uitați că Satana prin natură distruge tot și va aduce foamete și scumpire. Vă uitați că prin lucrările diabolice pe care se întâmplă pe pământul acesta, sufletele pierd. Vă uitați că oamenii, în loc să-L cunoască pe Dumnezeu, caută să alerge mai mult în altă parte, se împietrez mai mult datorită căstrăjerii lui Dumnezeu în vremurile acestea, dorm? Puteți să dormiți noaptea în patul vostru fără să vă frământe gândul acesta? Puteți să vă culcați fără să vă faceți o judecată? Puteți să dormiți când știți că sângele celor care vor muri vor fi trecute pe hainele voastre și veți fi condamnați de crimă înaintea lui Dumnezeu? Puteți să dormiți liniștiți cu atâta vinovăție pe sufletele voastre în vremurile acestea? Păi înseamnă că dacă dormiți și nu simțiți niciun moment de vinovăție, înseamnă că nu mai aveți conștiință. Înseamnă că ați ajuns la un stadiu de împietrire în care nu veți mai putea să fiți salvați. Alergați cât de repede la Dumnezeu. Plecați genunchiul și rugați-L pe Dumnezeu să vedeți pietrească. Rugați-L pe Dumnezeu să vă schimbe inima cât mai repede. Rugați-L pe Dumnezeu să intervină cât încă se mai poate pentru ca să nu fie prea târziu. Treziți-vă! 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 Credeți că dacă mergeți în biserici și vă faceți îndatorirea religioasă, credeți că mâinile vor fi curățite și hainele voastre de sângele celor care vor pieri? Niciodată, dragii mei. Fiindcă bisericile în care vă adunați, clădirile în care vă adunați, pentru foarte mulți dintre voi creștini, a ajuns să fie propria capcană și propria osândire la moarte. Fiindcă n-ați înțeles ce înseamnă să fii așteptător al revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă biserica, clădirea din care faceți parte, vă ia dreptul și vă fură dreptul acela de a sluji pe Dumnezeu și va face datoria și lucrarea, ieșiți. Decât să mergeți în sabate sau duminici unii dintre voi la biserici, ieșiți din ele și mergeți. Formați-vă grupe. Ridicați-vă și mergeți în localitățile din care faceți parte și în orașele apropiate sau sate. Stați de vorbă cu oamenii. Dați-l o carte. Rugați-vă, cântați-i lui Dumnezeu. Decât să stați și să pieriți în așteptare, în indiferență, crezând că este bine. Se întâmplă de la un timp de vreme ca bisericile să aiureze. Să aiureze într-o închinare după Baal și lui Baal, într-o închinare falsă și idolatră, prin păstorii care dorm, care au promovat idolatria, care au promovat
apostazia în care ni s-a întins o cursă și o capcană tuturor sufletelor care vor să se închine și să slujească pe Dumnezeu pentru vremurile acestea. Trezește-te tu, Israel! Trezește-te tu, popor al lui Dumnezeu! Trezește-te în vremurile acestea și fă-ți datoria că ceasul veșniciei bate în miez de noapte și ne trage semnalul că mai are câteva minute, nu minute, secunde de viețuit pământul acesta. Și dacă pământul va pieri, vom pieri și noi împreună cu el. Doar cei care se vor preda lui Dumnezeu și vor sluji lui Dumnezeu și se vor trezi, vor trăi veșnic cu Dumnezeu și vor fi mântuiți. Vrei tu să scapi viața? Vrei tu să fii fericit? Fii liber și fă ceea ce este drept. Vreau să vă spun, dragii mei, încheiere, că proiectul nostru pentru tipărirea cărților Calea către Hristos, evenimentele finale, Daniel și Apocalipsa rămâne deschis. Vreau să vă spun că câmpul de lucru este mare nevoie și avem mare nevoie de susținere pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai departe. În încheiere vreau să le arăt tuturor acelora care n-au fost cu noi la început de ce n-am putut să fiu cu dumneavoastră săptămâna aceasta și săptămâna aceasta vom avea iar din nou o descindere în misiune. Haideți să ne uităm din nou și apoi ne vom despărți. Aici suntem în misiune la Craiova. Împărțim cărțile. Se face o lucrare misionară împreună cu frații. Vă invităm și pe dumneavoastră ca să ne însoțiți la următoarea ieșire. Ce carte împărați față, frate, aici? Cum se cheamă cartea? Sigilul lui Dumnezeu și semnul fiare. Sigilul lui Dumnezeu și semnul fiare. E o carte foarte bună, nu? Da, cum sunt. Da. Belgia n-am adus. De când m-am luat și Biblie. Câteva. Deci, dacă putem în contactul ăsta care s-a stabilit cu ei, a rămas aici un spaniol și un portughez. Dragii mei, o mică grupă, nu am fost mulți, dar vreau să vă spun că adevărul lui Dumnezeu va ajunge în multe case. Am pus și cutiile poștale, am stat de vorbă cu oameni pe stradă, s-au împărțit Biblii, s-au împărțit cărți, s-au împărțit de toate. Oamenii sunt bucuroși și așteaptă, dar noi vrem pe orice cale să putem să ajungem la oameni. De aceea vă spun că în momentul de față este nevoie ca să putem să strângem bani, ca să putem să tipărim cărți. Avem nevoie de cărți. Avem nevoie, dragii mei. Vrem ca cel puțin o dată pe săptămână, două zile pe săptămână, să mergem în marile orașe. Să stăm de vorbă cu oamenii, să punem la blocuri, să punem la case, peste tot. Ca adevărul Dumnezeu. Dumnezeu este gata să vină. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, dar eu simt că am o responsabilitate și o vină înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Nu știu dacă pe dumneavoastră mă apasă, vă apasă, dar pe mine mă apasă lucrul acesta. Deci, dragii mei, toți cei care doriți, aveți numărul meu de telefon, mă puteți contacta și haideți, dragii mei, să tipărim, haideți să lucrăm și să facem ceea ce este drept. O cărticică costă 80 de bănuți. Vă aștept cu toată inima pentru tipărirea acestor cărți. Domnul să vă dea înțelepciune. Rugați-vă pentru lucrarea aceasta. Rugați-vă și după ce vă rugați, lucrați conform rugăciunii. Și în momentul când vă rugați și lucrați conform rugăciunii, după ce v-ați ridicat, Dumnezeu vă va asculta rugăciunea. Distribuiți mai departe. Dați ca acest mesaj să ajungă până la marginea pământului, în țara noastră și peste hotare, ca cei care sunt ai Domnului să vadă, să se trezească și să primească. În încheiere, dragii mei, vom asculta trei melodii și prin harul Domnului ne vor despărți.